O altă lucrare importantă în această perioadă este lucrarea de defoliere a vitei de vie. Prin această lucrare se eliberează o parte din masa vegetativă, din lăstar și frunze, pentru ca întreaga cantitate de sevă să fie direcționată către producția de struguri. Totodată, prin această metodă, se asigură o mai bună ventilare a spațiilor dintre struguri, favorizând circulația aerului și împiedicând propagarea mucegaiului și a manei. Deși la mine astăzi vedem un atac de mucegai cenușiu, sporadic, dar este necesară efectuarea unui tratament cu un fungicid împotriva mucegaiului cenușiu. Așa că, după executarea lucrării de defoliere și după strângerea resturilor vegetale, voi aplica tratamentul cu fungicidul de contact și sistemic. Fungicidul pe care îl folosesc astăzi la tratamentul viței de vie împotriva mucegaiului cenușiu și a făinării se numește Torsen Extra. Grame de substanță dizolvate în 10 litri de apă, puse în pompă și sunt gata de stropit. Haideți să facem stropirea. Trebuie insistat bine pentru ca substanțele din pompă să ajungă pe strugurii noștri, pentru a-i proteja împotriva mucegaiului.